Bine ați venit, dragii mei, la o nouă etalare. Pentru această filmare m-am gândit la subiectul cum se simte cealaltă persoană și ce va face. Haideți să ne gândim la aceea dintre dumneavoastră care nu comunicați cu cineva drag, nu comunicați, ați avut o anumită discuție sau persoana dragă nu își exprimă sentimentele, emoțiile și ați vrea să știți cum anume se simte aceasta. Eu m-aș bucura tare mult să rezonați. Sunt trei variante dintre care puteți alegeți, da? Varianta 1, 2 sau 3, le puteți asculta, bineînțeles, pe toate. Dar cam aceasta este întrebarea pe care o adresez cărților de tarot. Cum se simte cealaltă persoană și ce anume va face? Și am pregătit două pachete de cărți. Din primul pachet de tarot voi afla predispoziția legată de cum se simte cealaltă persoană și din tarot energii ce anume va face în continuare. Dacă ați ales etalarea cu numărul 1, puteți să urmăriți în continuare, iar dacă doriți o altă etalare, dragii mei, puteți să derulați, da? Până la când o să vedeți că se schimbă 2 sau 3. Haideți să vedem, să pregătim cărțile și aș vrea să extrag, da, cum anume se simte cealaltă persoană în primul rând. Să vedem, iată, avem deja mesajul. Ați văzut că ele au ales să sară, dragii mei, și atunci le vom considera. Să vedem și ce va face. Iată, primele două mesaje au vrut să iasă și al treilea. Ia să vedem. 4, 5. Și mai extragem o carte. Să mai așteptăm, parcă un mesaj, simt prin intuiție. Iată. Bun. Avem deja cărțile dumneavoastră și am să vă spun în primul rând cum se simte această persoană. Cu trei de bâte, pur și simplu simte că ați început ceva, că cel puțin ați ieșit dintr-o stare de așteptare. Poate că ați comunicat, poate v-ați întâlnit, poate ați acționat într-un fel sau altul. Cum anume se simte? Se simte, cum să spun, se simte bine. Se simte bine în sensul în care nu a mai trebuit să aștepte. Da? Și s-a întâmplat ceva. Acest lucru pot să vă spun. Poate să fie din berbecleu săgetător această persoană. Apoi avem steaua. Cum se simte? Fie ar vrea să primească o veste bună, ar vrea să vadă luminița de la capătul tunelului. Dragii mei, dacă mai auziți fărăituri, să știți că sunt cățelușii mei. Îmi cer mii de scuze dacă vă deranjează acest lucru. Ei dorm sub masă. Deci avem steaua ca speranță. Da? O speranță, ce simte? Se simte bine și are această speranță, dragii mei. Și având în vedere speranța, haideți să aprindem și lumânarea. Haideți să aprindem lumânarea pentru sănătate, pentru dorințe împlinite, pentru tot ceea ce vă propuneți să se împlinească. Doamne ajută! Bineînțeles că această lumânare se află pe un suport sub forma unei lămpi, da? Lampa lui Aladin. Nu știu dacă se observă, dragii mei, dar îl considerăm suportul chiar lampa lui Aladin.
Deci, simte speranță. Poate să fie un vărsător și dumneavoastră să fiți din berbecleu săgetător. Cum se mai simte? Avem roata norocului. Se simte foarte norocoasă că v-a întâlnit. Deci trendul este pozitiv. Se simte foarte bine cu treiul de băte, că nu ați mai stat într-o așteptare, poate că v-ați întâlnit deja. Sau a fost o acțiune. Se simte plină de speranță. Aici roata norocului mă duce cu unul la un săgetător. Se simte norocoasă persoana aceasta. Și-ar vrea să aibă în continuare noroc. Probabil că v-a întâlnit, probabil că v-a cunoscut, că și-a făcut curaj să vă abordeze, dar totodată să știți că este și ușor nervoasă, este ușor geloasă persoana aceasta. Este genul acela care muncește pe brânci, care iubește cu pasiune. Este cum se simte încătușată, da? Se simte încătușată în gândurile sale, vă aflați, pentru că această carte a exceselor mă duce cu gândul la nervozitate, la tensiune, anumite compromisuri, anumite gânduri, da? Și exces, mult exces de control. Să știți oarecum, da, cum anume se simte. Mergem mai departe. Hierofantul, marele preot. Este, să știți, o persoană credincioasă, dar poate să fie vorba despre o căsnicie, să se gândească la această căsnicie. Sau vorbim despre o persoană cu multă înțelepciune și experiență de viață. Pentru că acest hierofant, vedeți, are o cheie, da? Deci este căutător de soluții sau căutătoare de soluții, cum se simte. Vrea să găsească o ieșire dintr-un blocaj, dar vrea să iasă din această stare de nervozitate. Probabil că nu ar vrea să recunoască toate sentimentele pe care vi le poartă și acest lucru. Dar crede că dacă nu vorbește despre aceste sentimente, ele trec, dar nu trec, ele normal că se acutizează. Și mai avem și un rege de spade, poate să fie din geme balanță vărsător, aici hierofantul poate fi taur, ar putea să fie și capricorn cu această carte a exceselor, da? De săgetător v-am spus, vărsător, berbecleu săgetător. Deci, în acest tablou complet, în care apare și acest rege de spade, mă duce cu gândul la o figură autoritară, la o persoană care încearcă să obțină un control, care să obțină niște targeturi, da, își pune obiective, poate are o firmă persoana aceasta, poate este un antreprenor. Sau îi reprezintă o instituție de stat, poate lucrează la jobul, da, unde aveți dumneavoastră job, cred că lucrează această persoană. Poate fi din geme balanță vărsător și astfel de bărbați, femei, nu sunt foarte romantici, însă ei simt foarte mult emoția lor. Se transformă în grijă pentru dumneavoastră, da, cățelușii mei mai fac zgomot, îmi cer scuze. Deci, văd, da, poate să fie un vărsător, dragii mei, da, vărsător, săgetător, foarte interesant, da, se gândește la o relație pe termen lung. Cum se simte? Se simte așa prins, da, și ar vrea să găsească această cheie. Da, dacă ne gândim la o colivie și vrea să găsească cheia sau are cheia coliviei dumneavoastră, da, să vă elibereze dintr-un blocaj. Ce va face? Primul lucru pe care îl va face, da, va gândi la un plan. Este bărbatul care gândește. Dacă sunteți domni, da, primul lucru pe care îl va face va fi să se gândească
dumneavoastră cum ați proceda. Să procedeze așa cum ar crede că ați vrea dumneavoastră să procedați. Încearcă să intre în papucii dumneavoastră, în pantofii dumneavoastră, dar dacă sunteți doamnă, își face un plan. El, da, își face un plan. Un plan inteligent. 46 poate să fie o vârstă sau luăm, da, cifrele 4, 6. Ce va face? Binecuvântări și prosperitate, abundență. Poate că va face niște eforturi deosebite pentru a-și spori prosperitatea. Va munci cu multă pasiune. Carta cu numărul 3. Sau încearcă să se reverse, dar cu binecuvântări asupra dumneavoastră. S-ar putea să-și facă acest curaj, dar pentru că văd, da, binecuvântările, abundența și binecuvântarea ține de felul în care se simte atunci când se gândește la dumneavoastră și ar vrea să poată să vă arate cât de frumos se simte când sunteți dumneavoastră în gândurile sale, da, sunteți ca o binecuvântare pentru această persoană. Grădina și poarta. Cartea are numărul 30. Ce va face? Legat ceva de un pământ, de o casă, legat de o. Ce reprezintă această poartă? Dorința sa de a trece, de a sări, de a veni spre dumneavoastră. S-ar putea să fiți acea grădină. A fost o etalare pe care am făcut-o mai devreme și acolo era ideea că dacă persoana respectivă de câte ori se gândește ar vedea o floare, ar merge într-o grădină minunată până la sfârșitul vieții, gândindu-se la persoana dragă. În ceea ce privește, da, grădina și poarta, persoana aceasta încearcă să-și depășească niște limite, încearcă să sară peste această poartă, să vină spre dumneavoastră. Dacă ne gândim la efectiv la o grădină, dacă ne gândim la ceva material, cred că vrea să investească, vrea să își pună energie în a construi ceva împreună, în a vă cultiva această grădină pe care să o aveți voi doi. Deci se gândește la prosperitate. Da, va face, deci va face ceva în sensul acesta. Poate chiar aveți un teren și încearcă să-l dezvolte, încearcă să facă o variantă, da, de a-l valorifica, de a construi ceva. Ce ar mai face? Va deschide ușa către valori, dar probabil economisește ca să puteți să achiziționați ceva. Cartea are numărul 31. Ușa către valori îmi spune că va fi mai atentă această persoană la cât câștigă și cum câștigă. Ar dori să-și sporească veniturile. Așadar, va face acțiuni în această direcție. Nu în ultimul rând, văd și o ușă către spiritualitate, dragii mei, și iată, deci dacă 30 este cartea, grădina și poarta, 31 este ușa către valori, ca și cum ar deschide această ușă, ce va face? Va deschide această ușă către valori și 32 este ușa către spiritualitate. Cred că își va da seama de motivul pentru care v-a cunoscut. Există și un motiv spiritual, cred că ajutați această persoană foarte mult în evoluția sa și aveți și îngerul iubirii cu 49. Este vorba despre dragoste, despre compasiune, despre sentimente foarte calde. Își dorește această protecție a iubirii pe care vă poartă. Foarte, foarte frumoasă etalarea. Cred că va face ceva prin care să-și demonstreze sentimentele. Asta este o veste bună pe care o văd aici. Da, acest rege de spade are îngerul iubirii. Deci încearcă să vă protejeze. Așa văd, așa spun cărțile.
și se gândește la binecuvântări, la abundență, la ușa către valori. Spiritualitatea să-l ajute să-și crească încrederea în sine, să vadă ce poate să fie mai bun pentru voi. Da, foarte, foarte frumos, dragii mei, chiar m-aș bucura să fi rezonat și să vă fi, să se fi regăsit semnele zodiacale pe care le-am menționat și le mai spun încă o dată: Berbec, leu, săgetător, vărsător, săgetător, capricorn, taur, gemeni, balanță, vărsător. Da? Foarte, simte foarte mult și foarte frumos, dragii mei. Eu chiar îmi doresc să vă meargă bine și să vedeți lucrurile realizate în cel mai frumos mod posibil. Și bineînțeles că, dorindu-vă toate cele bune, voi trece la cei care au ales etalarea cu numărul 2. Să vedem cum se simte cealaltă persoană și ce anume va face. Din cărțile de tarot vom extrage cum se simte persoana aceasta. În cazul în care nu vor cădea cărți, voi respecta șablonul, pentru că în precedenta etalare au căzut 6 cărți. Și atunci voi încerca să păstrez acest șablon. Dacă ați ales etalarea cu numărul 2, dragii mei, vă voi spune și care sunt cărțile care se evidențiază pentru dumneavoastră. În primul rând, avem un as de cupe. Cum se simte îndrăgostită? Poate să fie bărbat sau femeie. Persoana este îndrăgostită, deci poate să fie un bărbat îndrăgostit sau o femeie îndrăgostită. Să revarsă această prosperitate, poate. Da, rac, scorpion, pești. Apoi, cum se mai simte această persoană? Poate fi o balanță, ar vrea dreptate sau se bucură că s-a făcut dreptate într-o anumită privință, da? Fie cere această dreptate, fie i s-a făcut deja, da? Și poate să fie balanță. Și în al treilea rând avem un 8 de cupe. Ar vrea să plece dintr-o situație pentru a-i merge mai bine. În felul acesta se simte. Vrea să plece, să închidă un capitol care nu este funcțional în viața sa pentru a putea începe un nou capitol. Dragii mei, hai să vedem în continuare cum se simte. Avem 10 de cupe. Multă dragoste, rac, scorpion, pești și balanță. Deci, vedem acest 10 de cupe care îmi spune că simte că vrea o familie fericită sau simte că este un colectiv fericit, este un grup de prieteni fericit. Deci, în felul acesta se simte, da? Ca și cum toate lucrurile îi merg foarte, foarte bine. Cum se mai simte această persoană? Avem 6 de bâte. 6 de bâte. Cred că persoana aceasta este admirată, a fost felicitată. Sau aceste lucruri și le dorește să îi se recunoască meritele. Dar înclin să cred, pentru că avem multe, multe cărți frumoase. Cum se simte? Se simte foarte bine. Da, foarte bine. Și nu în ultimul rând, avem 2 de cupe. Deci este îndrăgostit, îndrăgostită, da, lulea. Dar poate că nu recunoaște. Deci avem 2 de cupe, avem 6 de bâte, 10 de cupe, 8 de cupe. Vrea să mergeți să vă fie mai bine, să facă dreptate, poate ați fost nedreptățiți, să refarsă această dragoste pe care o simte. Hai să vedem ce va face efectiv. Da, avem nevoie tot de 6 cărți. Fie că vor cădea, fie că le voi alege eu, da? Dragii mei, vom proceda în felul următor. Cele care au căzut nu erau necesare. Și culmea este că avem 6 cărți aici, uitați. Eu am să le preiau așa. Și avem 6 cărți, da? Prima dintre cărți este Binecuvântarea și abundența. Cartea are numărul 3. Cred că se gândește la
Cum anume să crească această prosperitate pentru dumneavoastră, aceste binecuvântări? Ar vrea să le înmulțească într-un fel sau altul? Se simte binecuvântată persoana, se simte recunoscătoare? Vorbesc de persoană, dar poate să fie și un bărbat. Ce va face? O călătorie? Fie vine spre dumneavoastră, fie mergeți dumneavoastră la el sau la ea. Fie faceți împreună această călătorie, deci ar vrea să faceți o călătorie. Și este numărul 2 în această carte. Ce ar mai vrea să mai facă? O strategie, vrea să-și facă un plan, dar referitor la voi doi, o strategie, cum anume să facă lucrurile să fie mai bune și mai bine între voi. 21 este cartea. Numărul, da, poate să fie important. 2 plus 1, 3 și avem și cartea 3. Avem și cartea cu numărul 2. Foarte interesant. Următoarea carte vrea să aibă răbdare. Ce va face? Vrea să aibă răbdare. Are cartea numărul 16. Deci putem considera vibrațiile lui 1, 6 sau 7. Da, vrea să aibă răbdare cu dumneavoastră. Apoi, wow, îngerul iubirii, cred că dorește să vă ocrotească, să vă protejeze. Văd această carte foarte, foarte frumoasă. Ar vrea să nu vi se întâmple nimic rău, să nu fiți supărați, să fiți ocrotiți, da, în relația aceasta, în colaborarea pe care o aveți, să fiți ocrotiți. Și nu în ultimul rând, familia fericită. Poate să formați această familie fericită, da? Și să facă ceva în sensul acesta. Își va exprima dorința ca legătura voastră să fie una fericită. Dacă ar fi să ne gândim așa, da, este foarte, foarte interesant. O strategie, o călătorie, binecuvântări, răbdare, dragoste. Foarte frumoase sunt și aceste energii. Și bineînțeles că am să vă mai spun o dată, din partea căror zodii pot să vină, avem Rac, Scorpion, Pești, avem Balanță, de asemenea Berbec, Leu, Săgetător, da? Și multă, multă dragoste, suflete pereche, așa, așa arată. Dragii mei, mă bucur pentru dumneavoastră și chiar vă invit să comentați, nu uitați să vă abonați. Puteți, cu drag, vă invit să urmăriți și etalarea cu numărul 3, să o verificați și pe aceea. Eu oricum vă doresc multă armonie în relații și multe bucurii. Să simțiți așa că lucrurile se aranjează pentru dumneavoastră într-un mod foarte bun. Doamne ajută! Bineînțeles că vă doresc toate cele bune. Și am să trec la cei care au ales etalarea cu numărul 3, să vedem, dragii mei, în primul rând, cum se simte cealaltă persoană la care vă gândiți dumneavoastră. Cum anume se simte ea? Dacă doresc cărțile, vor sări din pachet. Dacă nu, voi lua cărțile exact așa cum vin. Și avem așa. Avem, în primul rând, cum se simte? Patru de spade. Cred că v-ați certat. Știți cum se simte? Ca după o luptă, ca după o contră, ca după o ceartă se simte. Patru de spade. Încearcă să-și regrupeze forțele. Poate să fie din gen în balanță vărsător. Cum se simte această persoană? Judecata, vrea o împăcare. Judecata vorbește despre o balanță, poate. O împăcare, o renaștere, vrea să se facă dreptate, da? Încearcă să obțină acest lucru. Apoi, soarele, poate fi leu. Într-un fel, este bucuros sau este bucuroasă că vă cunoaște, da? Îi place să se bucure de viață și poate s-a aprins, da? Poate se aprinde repede, că a fost o furtună, o ploaie de vară
pe care ați trăit-o cu această persoană de care întrebați. Cum se mai simte? Văd optul de spade. Are impresia că îl blocați, are impresia că îi faceți multe observații. Optul de spade vorbește de energie din gem în balanță vărsător. Cred că este suficient să privească din alt punct de vedere, să vadă situația gândindu-se la felul în care dumneavoastră ați percepe-o, da? Pentru că noi avem percepții diferite, noi avem păreri individuale. Acest opt de spade mi-arată, da, că se simte blocată persoana aceasta. Cum se mai simte? Cinci de spade, dragii mei, vrea să facă anumite compromisuri, vrea să ajungeți la o înțelegere, probabil să stabiliți motivul pentru care v-ați certat și cum anume să îndrepte situația. Foarte frumos. În al șaselea rând avem și magicianul. Știe că este ceva, știe că este un fel de magician. Fie că este bărbat, fie că este femeie, întotdeauna reușește să rezolve lucrurile cât se poate de bine, cu indiferent câte puține resurse ar avea. Pare se că în această, da, în această etalare vedem energii din geme în balanță vărsător, din balanță, din leu, multe, multe săbii și magicianul care poate să fie berbec sau săgetător. Deci, văd spadele, asta înseamnă asprime, severitate, dar și soluții foarte bune, dar și rațiune și obiectivitate. Deci este o persoană, cum anume se simte ea, încearcă să-și facă dreptate, să ajungă la o înțelegere, la o împăcare cu dumneavoastră. Iată cum cad cele șase cărți. Ușa către vindecarea personală și fericire. Ce va face? Va face ceva care să-l ajute sau să o ajute să se vindece și să fie mai fericită sau să fie mai fericit. Cartea are numărul 34, poate este important pentru dumneavoastră, dar încearcă să se simtă mai bine. Asta este foarte, foarte bine. Să vedem în continuare care ar fi următoarele 5 cărți, da? Le voi extrage eu, dragii mei, pentru că nu au vrut să iasă. În al doilea rând, ce va face? Ar vrea să vă spună că inima sa este rănită. Cred că ar vrea, da, cartea are numărul 9, poate să fie importantă această cifră, dar cred că ar vrea să vă spună că are inima frântă și ar vrea ca lucrurile să se rezolve. Ce va mai face? Cred că se va distra, își va alege să iasă din starea de suferință și cred că va alege să celebreze ceva. Poate să fie și o relație trio, dragii mei, pentru că acest Broken Heart este și cartea infidelității, iar această community este cartea celebrării, dar și a relațiilor trio. Deci să aveți grijă, oarecum să vă protejați sentimentele. Ce va face? Poate va face o petrecere sau veți merge împreună la o petrecere. Vă va spune că are inima frântă. Cred că va avea și răbdare să vadă cum reacționați. Cartea are numărul 16. Da? Deci punem și răbdarea. Apoi avem cartea cu numărul 53, Magicianul și oglinda. Deci a mai fost magicianul, dragii mei, da? A fost cartea magicianului și iată că o avem din nou. Ce va face? Cred că este cartea cu numărul 53, poate să fie vârsta cuiva. Și acest magician este cel care manifestă în fața oglinzii anumite, da, rostește anumite propoziții pe care și le însușește, da, ca și cum ar realiza această magie. Ce pot să spun că va face? Cred că va crește încrederea în el sau vă va spune
că sunteți magia din viața lui. Veți fi dumneavoastră ca oglindă pentru acest magician. Va oglindi sentimentele pe care le purtați față de el sau de ea, da? Va oglindi, va simți exact același lucru și nu în ultimul rând, ce va face? Cred că va câștiga niște bani sau vedem aici un bărbat care ține o monedă. Fie că sunteți dumneavoastră cei care urmăriți această etalare, sunteți bărbați și veți fi focusați pe partea materială, fie sunteți doamne și acest domn se va concentra pe partea aceasta, de a fi cât mai prosper din punct de vedere financiar. Bun, dragii mei, din ceea ce văd aici, cum anume se simte, da, din ceea ce am văzut, dacă există ca un fel de mică ceartă, dar ar vrea o împăcare și ar vrea să vă bucurați de viață, da? Ar vrea să faceți anumite înțelegeri, negocieri, da? Apoi să vedeți lucrurile din altă perspectivă și să-și manifeste această magie asupra dumneavoastră. Foarte, foarte frumos. Mie mi se pare că și în cazul dumneavoastră, etalarea a reliefat o persoană care se simte foarte, foarte prinsă în mrejele dumneavoastră. Da? Sper să rezonați, să nu uitați să vă abonați, dragii mei. Sper că v-a plăcut. M-aș bucura să comentați și, bineînțeles, că vă aștept cu drag și la alte filmări. Toate cele bune la mulți ani, 2022, să vă meargă bine, da? Să fiți ocrotiți și ocrotitori, dragii mei. Vă îmbrățișez, numai bine!